Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt onorat și în principal bucuros pentru că am reușit să îl avem în mijlocul nostru pe profesorul Ioan Stanomir și aș porni de la o carte recentă a domniei sale, dat fiind că e luna dedicată doamnelor, cu care să începem și pe care vă recomand o găsiți acolo, Mama, un jurnal al dragostei și al despărțirii. Dar astăzi va fi vorba despre Libertate, despre demnitate, despre tiranie. Și domnul profesor, după cum probabil știți și l-ați văzut deseori la televizor, l-ați citit, în primul rând vă îndemn să-l citiți, cu cărțile pe care le puteți achiziționa și la Standul Humanitas. A scris foarte multe cărți și ce e important să cel puțin ne-am întâlnit. Astăzi ne-am cunoscut personal, dar ne-am întâlnit în scris pentru că unul dintre cei care vorbește foarte des despre Grigore Tepopa este domnul profesor Stanomir. Trei dintre medicii scriitori pe care îi prețuiesc și despre care profesorul Stanomir vorbește des sunt Cehov, Vasile Voiculescu și Grigore Tepopa. Numai departe de o conferință, cred că la Arad, domnule profesor, ați vorbit despre Grigore Tepopa. Este important și una dintre cărțile în care apare un capitol dedicat lui Grigore Tepopa este această carte, apărarea Libertății, 1938-1947. Ce e important este să ne amintim și voi îl voi invita pe profesorul Stanomir nu înainte de a citi un fragment dintr-un dintr podcast găzduit de Spandugino, care m-a marcat în finalul acestui post, profesorul Stanomir spunea următoarele cuvinte, care mi se par cumva uh, foarte importante, ne strâng în spate când le auzim, dar trebuie să fim conștienți că ceea ce conțin aceste cuvinte ne pot pune și semne de întrebări și trebuie de asemenea să fim și în gardă în ceea ce privește vorbele acestea. Și spune profesorul Stanomir și citez. Stalin era atât de atent la artiști pentru că știa că în ei se află ceva care e neliniștitor și care poate fi contagios. De asta Putin e atât de atent să strivească identitatea culturală a Ucrainei, să atace universitățile, muzeile și să nege existența. Tocmai atacul acesta la cultură, la memorie, la valori, la ce înseamnă artă, trebuie să ne îngrijoreze și de aceea această conferință a profesorului Stanomir este una, cel puțin pentru mine, care marchează un eveniment important în cursul acestor conferințe pe care, din 2017, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa le organizează. Să-l aplaudăm pe profesorul Stanomir și să-i mulțumim și să-l invităm la cuvânt. Domnule profesor, vă rugăm. Domnule profesor, doamnelor și domnilor, primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru mine destul de ciudat să, să zbor spre Moldova, pentru că de obicei când mă duc la Focșani, neavând aeroport încă, trebuie să folosesc trenul, iar trenul are o cu tot altă dinamică și un cu tot alt peisaj uman decât, 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 decât avionul. Așa că, într-un fel, este ciudat, dat fiind faptul că pentru toți cei care sunt născuți în Moldova, Iașul este uh, undeva un centru și e dificil când ești în centru pentru că pierzi perspectiva. Și încât e, e foarte onorant pentru mine să, să fiu invitat aici și aș începe spunând că, într-adevăr, este important ca Grigore Tepopa să aibă un nume pe frontispiciul unei instituții, pentru că Grigore Tepopa, asemenea atâtor altora, a avut parte de un sfârșit teribil, pe care noi am avea mari dificultăți să ni le imaginăm. Discutam cu profesorul Constantinescu despre modul în care s-a sfârșit Grigorete Popa și este un sfârșit atroce. Și cred că pentru a avea o perspectivă asupra acestui sfârșit, trebuie să avem o perspectivă asupra secolului 20. și mă gândeam atunci când m-ați invitat să fiu alături de dumneavoastră, care ar fi punctele pe care aș dori să le evoc. Și m-am gândit la această relație dintre demnitatea umană și tiranie, pentru că în cele din urmă, dacă există ceva specific și unic definind secolul 20, este această opoziție teribilă între statul criminal și oamenii curajoși, bărbați și femei care rezistă dictaturii și își reafirmă umanitatea. Astăzi este dificil pentru unii, aflați cu precădere la stânga extremă, să accepte existența unui concept precum totalitarism. Unii consideră că totalitarismul a fost așa un fel de scorneală ideologică a secolului 20 și că în realitate secolul 20 nu este cu nimic diferit de altele. Eu aș îndrini să spun că secolul 20 este profund diferit de toate celelalte care îl precedă, dar nu foarte diferit de cel în care ne intră, în care am intrat. Pentru că este un secol în care, într-adevăr, s-a născut și s-a afirmat un tip de guvernare care nu a avut un precedent istoric. Este, într-adevăr, guvernarea totalitară, bazată pe monismul ideologic și pe existența unui stat care se folosește de resursele sale pentru a-i extermina, înlănțui, alunga și a servi pe cei care nu gândesc asemenea lui. Este ceva unic și fără precedent. Și recitind zilele acestea pe Zea Zea Berlin, unul dintre gânditorii de la care mă revendic, observam că marele filozof englez, născut în Rusia, evreu de origine, observa că în secolul 20 se manifestă această obsesie maniacală pentru o singură idee și această obsesie pentru o singură idee dă naștere acestei obsesii criminale pentru uniformitate și masificare și încât dacă este să privim la destinul lui Grigore de Popa și al celor asemenea lui, cum vom vedea astăzi, trebuie să pornim de la, acest, de la această noutate absolută marcată de guvernarea maniacală ce visează la uniformitate ideologică și uniformizare umană. Ce se opune acestei linii utopic-criminale? Eu aș argumenta că se opune demnitatea umană. Demnitatea umană este o valoare care ar trebui să fie bine cunoscută de români, pentru că figurează și în Constituția României, după cum figurează pentru prima dată în epoca postbelică în Legea Fundamentală Germaniei. Dar ca atâtea locuri din Constituția României, românii nu par să fie conștienți de importanța acestui concept. Nu par să fie conștienți și nu dau foarte mare atenție încărcăturii sale semantice. Or, demnitatea umană este într-adevăr unul dintre conceptele unificatoare ale secolului 20, pentru că ea de fapt ce afirmă? Afirmă unicitatea, afirmă natura sacra a persoanei umane și obligă statul să recunoască un patrimoniu de drepturi naturale de la care aceste persoane unice se revendică. Demnitatea umană este un concept punte care permite întâlnirea dintre multe ideologii ale modernității, care par doar aparent separate. Mă gândesc la liberalism, la conservatorism, la creștin-democrație și la social-democrație. Pentru că toate au în comun această idee că omul nu este o cantitate oarecare, nu este un număr statistic, nu este o șarjă de oțel, ci este o personalitate născută de cineva care nu se află printre noi și faptul că este născută în acest mod unic nu ne dă nou dreptul de a distruge acest patrimoniu unic de sensibilitate și de gândire. Ori, secolul XX a făcut ca această tensiune dintre tiranie și demnitate umană să atingă niște cote inimaginabile și cum vom vedea astăzi, cei care au invocat demnitatea umană, indiferent de perspectiva ideologică de la care s-au revendicat, au fost cu toții clasificate dușmanei poporului. Și a spune că întâlnirea noastră de astăzi va sta sub semnul acestui concept de dușman al poporului, pentru că în secolul 20 au existat dușmani ai națiunii române, evrei, și au existat dușmani ai poporului, cei care aparțineau burghezomoșerimii, cheaburimii, pături industriale, numiți dumneavoastră. Așadar, istoria noastră trebuie să aibă un punct, care este sfârșitul Marelui Război, de acolo, de fapt, încep toate lucrurile. De fapt, din aceste, din acest creuzet înspăimântător al primului război mondial iese la iveală filozofia totalitară, anunțată fiind de mobilizarea teribilă din timpul primului război mondial, de exemplu din Germania. Și pe români această mobilizare totalitară îi va afecta, suntem în Iași și Iașul are o poziție aparte în istoria intelectuală a secolului 20, pentru că pe de o parte ca să fiu puțin incorrect politic, Iașul a fost orașul Iacecuza, a fost orașul Mișcării Legionare, a fost orașul Cuzismului și al antisemitismului, a fost orașul pogromului și al multiplelor violențe antisemite. Dar a fost și Iașul pe care l-a reprezentat Ibraileanu și l-a reprezentat Cercul Vieții Românești. și... Una dintre personalitățile la care voi avea bucuria să mă refer astăzi, Grigore Tepop, a făcut exact parte din acest cerc de democrație și un cerc animat de credința în demnitatea umană. Dar Iașul face parte dintr-o țară care a fost direct afectată de acest dialog teribil dintre totalitarism și demnitatea umană și mă gândesc că în anii care au precedat Mare, cel de-al doilea război mondial, noi am avut parte de o experiență teribilă, peste care unii dintre compatrioții noștri trec cu foarte mare grabă, ca și cum ar fi fost înfăptuită de cineva cu care noi nu avem nicio legătură. Este vorba de persecuțiile antisemite. Și mă gândeam cum s-ar putea începe acest excurs prin secolul 20 românesc, și cred că figura cu care am putea începe drumul nostru este figura lui Mihail Sebastian pentru că Mihail Sebastian a lăsat în urmă, ca și Alice Voinescu, un extraordinar de important jurnal. Este probabil opera sub semnul căreia va fi recunoscut, deși este un eminent publicist, un extraordinar de subtil dramaturg și un remarcabil romancer. Dar jurnalul este probabil moștenirea sa. Și cu siguranță știți că în acest jurnal <coughs> Mihail Sebastian a consemnat ce? A consemnat drumul degradării demnității umane. Cum ajunge cineva care este român prin vocație și prin limbă, dar evreu prin naștere, să fie scos încet, încet din societatea sa? Cum i se confiscă radioul? Cum îi se retrage dreptul la semnătură? Și cum, în cele din urmă, vede că numele său alături de altor scriitori români de origine evrească este pus așa într-o vitrină de librărie? sub semnul dușmanilor națiunii române, fiind așa indicat ca un fel de șobolan uman de care adevărații români trebuie să se ferească. Or, cred că tragedia lui Mihail Sebastian este cea sub semnul căreia trebuie să începem discuția de astăzi, cu atât mai mult cu cât destinul a fost paradoxal îngăduitor cu Mihail Sebastian. Faptul că a murit în 1945 l-a ferit pe Mihail Sebastian de foarte multe alte drame care ar fi putut să se abată asupra sa. Fiindcă dacă este să facem o speculație contrafactuală, este foarte posibil ca Mihail Sebastian, prin legăturile pe care le întreținea cu o parte stângii românești, să fi fost antrenat asemenea constante în procesul Lucrețiu Pătrășcanu și să fie ajuns în temnițele comuniste, pentru că Mihail Sebastian, după cum știți, se luminează destul de repede în raport de comunism, se desparte de comunism și se plasează pe o poziție care cu siguranță nu ar fi fost pe placul ideocrației staliniste. Moartea lui Mihail Sebastian se petrece în 1945, iar această perioadă 44-47 este o perioadă cheie pentru înțelegerea secolului nostru. De aceea, într-o carte pe care ați menționat-o, am căutat să fac așa o mică radiografie a epocii între 1938 și 1947. Această epocă debutează cu 23 august și 23 august este nu ceea ce triumfalismul comunist a, a pretins să prezinte, ci a fost în realitate un moment de speranță paradoxală, momentul în care România au crezut zadarnic așa alți central și este europeni că după sclavia nazistă va urma un zor al libertății. Nu a fost să fie așa. A urmat sclavia sovietică, dar timp de trei ani, bărbați și femei remarcabil au folosit fiecare prilej pe care îl oferea regimul comunist în curs de instalare pentru a-și exprima punctele de vedere. Și mulți, precum Grigorete Popa, au plătit cu viața exact cuvintele pe care le-au rostit în această perioadă: 44-47. Mulți au crezut, și Grigorete Popa a fost unul dintre ei, că putem fi liberi să ne alegem reperele în această epocă 44-47. Unii inteligenți și uh, oportuniști și pragmatici în sensul cinic au ales Arlusul. S-au alăturat unii sovietici, Mihail Sădăveanu este unul dintre aceștia, și și-au asigurat o carieră care a însemnat în cazul Mihail Sădoveanu, propulsarea în poziția de membru al președinției colegiale a Republicii Populare Române. Alții au ales un drum, precum Grigore Popa, Grigore de Popa, care a fost mai puțin cu de lauri, au ales să fie alături de amicii Statelor Unite, oricum se știe, toți cei care semnau într-o revistă editată de amicii Statelor Unite erau fișați, înregistrați și când momentul venea, urmau să plătească realmente cu viața. Mă gândesc și la ce a pățit eminentul psiholog Nicolae Margineanu care a fost lui Grigore de Popa bursier în Statele Unite, a fost legat de același proiect democratic și care a plătit cu un deceniu și jumătate de închisoare această opțiune. Deci dacă este să privim acest interval 44-47, el se termină cu un an teribil, este anul 47, este un an teribil din mai multe privințe, în primul rând, pentru că dacă îl privim, de la sfârșit este anul abdicării forțate a regelui Mihai, dar deja pe 30 decembrie România nominal regat era realitate Republică Populară pentru că existau câteva semne clare, iar poate cel mai important semn era reprezentat de înșcenarea de la Tămădău, prin care Partidul Național Țărănesc a fost distrus și ulterior de procesul prin care, așa zisul, lot Iuliu Mihala, Mihalache a fost condamnat de către un tribunal militar prezidat deloc întâmplător de un magistrat care își făcuse ucenicia condamnând comuniști sub mareșalul Ion Antonescu. Este vorba de Alexandru Petrescu. Or, dacă este să privim o imagine semnificativă pentru acest sfârșit de an, vă propun să vă imaginați o sală de tribunal unde se află Iuliu Maniu, și Mihalache printre alții, dar mai sunt mulți alții alături de el, Nicolae Carandino, Camil Demetrescu, spirite eminente și aceste personalități sunt Învinuite de a fi fost dușmanei poporului. Cum s-a ajuns să fie Iuliu Maniu dușman al poporului, știm cu toții. Este vorba de, este vorba de manipularea comunistă a conceptului de antifascism și este vorba de răstălmăcirea odioasă a unui patrimoniu de sensibilitate și de patriotism pe care l-a întruchipat Iuliu Maniu. Iuliu Maniu, ca și Ion Mihalache, se remarcă în acest secol 20 printr-o calitate unică, aceea a cea rectitudinii și printr-o credință nestrămutată în demnitatea umană. Unor sunt întrebat, dar ce rămâne în urma lui Iuliu Maniu? Definitiv Iuliu Maniu nu a fost un gânditor politic sistematic, nu a scris Precum alții de extremă stângă sau de extremă dreaptă, tomuri complicate în care se explice de ce rasa și clasa justifică exterminarea inamicilor. Da, Iuliu Maniu a lăsat în urma sa, în primul rând, un model uman și, în al doilea rând, a lăsat în urma sa toate luările publice de poziție prin care s-a opus din 1934, din 1934, de fapt, până în 1947, tuturor regimă mai mult sau mai puțin autoritare care au guvernat această țară. Și întâmplător sau nu, în acest ultim moment în care este confruntat cu un public ostil, Iliu Maniu are acest caracter de gentleman absolut și nu face decât să reafirme credința sa exact în valorile care urmau să fie, să fie lichidate. Întâmplarea face ca tot în 1947 Grigore Tepopa să fie prezent atât la Academia Română cât și la Ateneu Român. Și Grigore Tepopa, într-adevăr, cred că merită pomenit nu doar pentru că ne aflăm aici, ci și pentru că Grigore Tepopa, alături de Nicolae Mărginanu, reprezintă spirite exemplare și ilustrative pentru un tip de Românie peste care noi trecem unor prea ușor. Pentru că ne aducem aminte de România și de România compromisului, de România crimei, dar unor ne aducem aminte prea puțin de cei care au fost demni și curajoși în secolul XX. Or, Grigore de Popa nu doar că a fost un extraordinar savant, a fost și un gânditor, un gânditor pe care îl putem revendica exact pentru această direcție a demnității umane. Și el a devenit dușman al poporului, deși paradoxul face ca Grigore Tepopa, asemenea lui Nicolae Carandino, să vină din zona strângii democratice. Vedeam împreună cu dumneavoastră uh, volumele din însemnărie ieșene. și îi vedeam, pe fronti îi vedeam pe frontispiciu pe doi dintre cei care s-au lepădat de Grigore Tepopa, de Sadoveanu și Mihail Codrean. Doi oameni cu care Grigore Tepopa a fost alături, dar care în momentele de cumpănă pentru Grigore Tăpopa, au ales să se prefacă că Grigore Tăpopa nu există. S-au lepădat pentru că e mai bine să te lepezi de cei care devin uh, indezirabili. Or, faptul că te afli pe frontispiciu alături de Mihail Sadoveanu spune ceva în acel moment, 1938-1940. Este exact momentul în care Mihail Sadoveanu este zugrăvit de dreapta radicală, ca iudeo-mason, etc., etc. Ori, Grigore Tepopa, care este un democrat convins, se află alături de Mihail Sadoveanu atunci, dar nu se va mai afla de Mihail Sadoveanu după 1944, când drumurile lor se despar. Ce ne rămâne din acel an, 1947, de la Grigore Te Popa? Ne rămân, cum vă spuneam, două texte fundamentale. Ne rămâne un memoriu științific prezentat la Ateneu, la Academia iertați -mă, și ne rămâne vorbim de avirea lui conferință despre morala creștină rostită la Ateneu. Ambele, de fapt, sunt, într-un fel, testamentul lui Grigore Popa. Grigorete Popa, probabil ca orice personalitate vizionară și lucidă, înțelegea că este sfârșitul și probabil că în baza acestui curaj unic pe care noi nu-l posedăm, în momentul sfârșitului a dorit să lase celor de dincolo, de el, un fel de testament în care să se regăsească valorile în care a crezut. Ce este Grigore de Popa pentru cei de astăzi? Grigore de Popa este, alături de Mihail Fărcășanu, de Nicolae Carandino, un mare intelectual a rezistenței noastre antitotalitare. Este cineva care a criticat cu extraordinară vehemență pe legionari și este cineva care a rezistat cântecului de sirena comunist. În al doilea rând este un intelectual democrat creștin. Cum foarte bine știți, noi nu mai avem un partid democrat creștin. Am avut o încercare timp de un deceniu a unui partid astăzi defunct, sau în orice caz luat prizonier de un uh, personaj odios, al cărui nume nu doresc să-l menționez aici, dar noi un partid democrat creștin nu mai avem. Și mulți au întrebat, dar unde este creștin-democrația românească? Cei care vor să vadă rădăcini intelectuale de creștin-democrații românești nu au decât să deschidă alocuțiunile Grigore de Popa unde vor vedea alături valori de la care se revendică creștin democrația. Personalitatea umană, morala iudeocreștină, sacralitatea personalității umane, egalitatea în fața legii, domnia legii și constituționalismul. În al treilea rând, Grigore Popa este cineva care se distinge de alți contemporani prin caracterul profetic al analizei sale. Pentru că Grigore Popa a înțeles că regimul care urma să-l extermine, era un regim consubstanțial cu regimurile fascist și nazist. Și vă puteți imagina neplăcerea, ca să mă exprim elegant, a comunizanților și a comuniștilor de atunci la vederea unei panoplii genealogice în care regimul comunist se afla alături de Mussolini și de Hitler. Și neplăcerea lor, văzând că un intelectual de stângă democratică, democrat creștin, are cutezanța să afirme că Celul politicii totalitare este acela de a pătrunde în intimitatea creierului uman, de a reeduca pavlovian și de a-l subordona. Pentru că, de fapt, aceasta este tema alocuțiunilor lui Grigore de Popa din 1947. Cum putem rezista politicii totalitare? Iar răspunsul său este unul foarte simplu, doar afirmând demnitatea umană. Iar demnitatea umană, oricât ar părea de dificil astăzi de înțeles, are o înrădăcinare etică. Pentru că lucrul fundamental pe care l-a afirmat Gorete Popa, cred că merită reținut și astăzi. Politica nu poate fi separată în totalitatea ei de o alegere etică. Pentru că dacă abolim complet comandamentele etice, permitem politicii să își asume un tip de raportare barbară care se exprimă cel mai bine prin regimurile totalitare. Dar nu doar prin regimurile totalitare. Pentru că actualitatea lui Grigore Te Popa este formidabilă astăzi. Într-o epocă în care observăm că prin inteligență artificială, prin manipulare genetică, prin control social, guvernele ce doresc să intre exact în intimitatea noastră cea mai profundă, să ne recondiționeze, să ne dreseze și să ne înșire așa ca pe niște făpturi de, de circ ca să defilăm așa cum ni se cântă. Ori, din acest punct de vedere, Grigore Tepopa a înțeles poate mai bine decât unii dintre contemporanii noștri de astăzi, că demnitatea umană și libertatea nu se negociază. Și că niciodată nu trebuie să accepti să fii băgat în cușcă, pentru că ți se explică că în cușcă ești mai sigur. Dacă ai intrat în cușcă, nu mai ești om. În momentul intrării în cușcă, ai renunțat la independența sa. Iar compatrioții noștri, care au ales în diferite momente ale istoriei să stai cu cuminți în cușcă, au renunțat implicit la umanitatea lor. Pentru că de multe ori în secolul 20, așa zi și nebuni, reacționari, exilați, întemnițați, au reprezentat exact acea umanitate de care s-au dezis cei cuminți, cei calmi, cei lași, care au stat cuminți în cuștile lor, sperând că în cușcă îți salvezi ceva din omenie, nu îți salvezi nimic. Și mă refer la cei care nu doar că au stat în cușcă, dar au aplaudat din cușcă teribilele încercări prin care treceau compatrioții lor, exilați, întemnițați, degradați din funcții și aruncați în, în domiciliu forțat. Așadar, Grigore de Popa nu este doar un nume pe un frontispici. Eu m-aș dori ca studenții care intră în această instituție să înțeleagă că asemenea lui Carol Davila, Grigore de Popa este cineva care ilustrează ce este mai bun în această țară. Carol Davila ni s-a alăturat zidind. Grigore de Popa a venit din rândul nostru, a vizitat atâta țări a fost un democrat convins până la capătul vieții sale și astăzi când tot felul de uh, spirite ce propovăduiesc tot felul de experimente cripto cred că este foarte important să ne aducem aminte de Grigore Popă. Mergând mai departe, care ar putea fi reperele pe care le-am putea invoca pentru a ilustra această luptă dintre tiranie și demnitatea umană? Și mă gândeam că, o prezență firească ar fi Nicolae Steinhardt, pentru că Nicolae Steinhardt este, ca și Grigore Tepopa, cineva foarte greu de prins într-un insectar. Cine este Nicolae Steinhardt? Mulți îl cunosc pe tânărul Steinhardt, cel care este cronicar, eseist, anglofil, un spirit deosebit de subtil, după care apare hiatusul de după 1948 și se naște un al doilea Nicolae Steinhardt, după care urmează cel de-al treilea Nicolae Steinhardt al Jurnalului Fericirii. Și mulți separă aceste etape ale existenței lui Steinhardt, neînțelegând că Nicolae Steinhardt a fost același om curajos și uh, putezător de la începutul vieții sale până la sfârșit. Pentru că opțiunile lui Nicolae Steinhardt, cel din Jurnalul Fericirii, se nasc din opțiunile precedente ale tânărului Steinhardt. Pentru că tânărul Steinhardt a fost un intelectual liberal conservator. Este un intelectual care a scris unul dintre cele mai frumoase elogii la adresa lui Elovinescu. Este un intelectual care l-a adorat pe Maiorescu și este un intelectual care i-a citit pe doctrinarii francezi, pe liberalii clasici de secol XIX. Evident, ca și Mihail Sebastian, Nicolae Steinhardt nu putea fi privit ca român de cei care se uită în pașaportul biometric al identității rasiale. El nu putea fi român pentru că era evreu, dar, ca și Mihail Sebastian, el a ilustrat exact ceea ce această țară are mai luminos și mai senin. Iar, după ce i s-a repermis să scrie, pentru că în perioada legionarul antoneștianismului în calitate de evreu, Nicolae Șahar avea interdicție de semnătură, îl vedem în revista Fundațiilor Regale, scrind eseuri în care, de fapt, se observă aceste începuturi ale unei filozofii a libertății. Și după care urmează încercarea despre care știți cu toții atât de bine: încercarea reprezentată de oferta faustică. Martor al acuzării sau deținut? Torn sau intri în închisoare alături de prietenii tăi? Prietenii tăi. Și Nicolae Steinhardt alege să intre în închisoare și din închisoare iese. Un alt Nicolae Ștehan, care lasă în urma sa Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii are în sine, cum știți foarte bine, un destin formidabil, pentru că este o carte scrisă ani de zile după încheierea detenției și este o carte scrisă abolind complet existența regimului comunist. Este o carte scrisă în cea mai deplină libertate interioară. Și paradoxul face ca de această carte scrisă în deplină libertate interioară să se fi interesat un alt poet extraordinar al secolului 20, Ion Caraion, care este la originea unui episod imund al capturării de către securitate a, a manuscrisului Jurnalului de Fericirii. Paranteză fie spus, cazul Caraion este un caz care ilustrează complexitatea dostoevschiana a unora dintre intelectualii noștri. Pentru că Ion Caraion, ca și Alexandru Ivasiuc, intră în închisoare într-un fel și ies din închisoare complet schimbați, iar această schimbare înseamnă cu siguranță în cazul lui Caraion, probabil și în cazul lui Vasiuc, o relație specială cu poliția politică, relație care îi va fi fatală în momentul părăsirii României lui Ion Caraion, pentru că intelectualii securității, de, de apă Eugen Barbu, vor scoate la lumină exact notele informative de care Ion Caraion se ferea pe bună dreptate. Așadar, în cazul lui Ion Caraion, vedem o cu totul altă față. Dar ceea ce cred că lasă în urmă pentru noi ce deasă Jurnalul Fericirii, este o sinteză unică în spațiul central european. Este un amestec, dacă vreți, de Alexander Soljenitsyn și de Varlam Shalamov. Pentru că de la Soljenitsyn și de la dizidenții ruși Nicolae Ștaihardie această încredere în capacitatea intelectului încrezător în demnitatea umană de a rezista totalitarismului, iar de la Varlam Shalamov el ia această atenție unică față de suferința umană. Pentru că Jurnalul Fericirii nu este o carte tezistă. Este o capodoperă tocmai pentru că nu are altă teză decât demnitatea umană. Și aici l-a spomenit pe Cehov. Cehov a scris o carte poate mai puțin citită la noi decât ar trebui, călătoria din insula Sahalin. Ori, gândindu-mă la insula Sahalin, mi-l pot închipui și pe Grigore T. Popa, mi-l pot închipui și pe Grigorete Popa și pe Nicolae Ștahar pe insula Sahalin, alături de Cehov, pentru că ei niciodată nu i-au judecat pe oameni. Și niciodată n-au încercat să le dea lecții oamenilor cu privire la cum trebuie să trăiască. Pentru că Steinhardt a ales un drum, cel al convertirii religioase, fără să arate cu degetul și să spună, eu am ales acest drum, voi fi mântuit, voi nu l-ați ales, veți fi locuitor al iadului. Acest, acest tip de uh, gândire rudimentară i-a fost străin lui Steinhardt și cred că asta este și măreția lui și, uh, într-un fel... Faptul că s-a dus la cele veșnice înainte de 22 decembrie, poate că l-a ferit pe el ca și pe alții de imaginea unui spectacol în care identitatea sa a fost anexată, răstălmăcită, maculată. Cred că Steihar s-a sfârșit ca și Sebastian la timp, pentru că el s-a sfârșit cu gândul la libertate și n a avut nevoie de decembrie 1989 ca să fie împăcat cu gândul că regimul comunist va cădea. Mergând mai departe, să discutăm puțin despre uh, intelectualitatea feminină. Nu pentru că este luna martie, în particular, 8 martie, cel puțin, este o sărbătoare care nu are nimic de a face cu feminitatea, ci aproape totul cu propaganda și cu propaganda comunistă, în particular. Și de ce este important să discutăm puțin despre feminitate? Pentru că regimul comunist a avut în toată existența sa o marotă propagandistică. Noi, am emancipat femeile. Nu i-am dat drept de vot femeilor, ne am dat drept de muncă femeilor, ceea ce distin și propagandiști comuniști uitau să menționeze, este că ei au populat închisorile cu femei. Că au născut conceptul de închisoare feminină, că multe femei au intrat în închisoare, iar femeile care au fost libere au primit pe umerii lor două poveri. Și povara de a fi mamă într-un regim de persecuție economică și povara de a munci pentru a-și întreține familia. Așa încât femeile în comunist au fost o fel de iobagi care erau obligate să procreze pentru ca națiunea română să crească, cum vrea și Putin acum, cât mai mulți copii patrii, erau obligate să lucreze și pe ogor și în industrie și în diferite locuri de muncă, pentru că nu e așa, toți trebuie să muncim, după care se întorceau acasă și trebuiau în intimitatea căminului să le explice unor copilor lor că mizerile pe care le ascultă în public nu au niciun fel de validitate etică. Și că nu trebuie să fie niște ticăloși abjecți care să se închină la portetul lui Stalin sau la portetul lui Ceaușescu. Deci cam ăsta a fost destinul. A, au existat și femei exemplare. Nu, Elena Ceaușescu este una dintre ele. Dacă avem în vedere pe Elena Ceaușescu, cariera este una perfectă. Dar depinde de perspective. Astăzi, cum vă puteți imagina, nu voi vorbi despre Elena Ceaușescu. Credeți pe Elena Ceaușescu, cred că au vorbit, o vorbit imagine timp de 25 de ani. Vom vorbi despre alte femei. Pe care uh, regimul de democrație populară și regimul Ceaușescu le-a plasat într-o cu totul altă poziție. Le-a plasat în poziția de deținute politic și le-a plasat în poziția de opozante. Și este firesc să începem cu una dintre cele mai senine figuri ale secolului 20 de la noi, Alice Voinescu. Alice Voinescu este ca și Grigore Tepopa, o personalitate care a avut oroare de totalitarism a lăsat un jurnal monumental în care se poate vedea foarte limpede inaderența ei la legionarism, la antonescianism, la nazism. Și se poate observa că singura valoare în care intelectualul Alice Voinescu a crezut a fost demnitatea umană. Ca și Grigore de Popa, Alice Voinescu a fost, un creștin, a fost creștină practicantă și a crezut în posibilitatea reconcilierii dintre religia creștină și libertatea individuală. Ei, Grigore Tepopa și Alice Voinescu, au mers exact pe drumul pe care legionarii n-au mers. Legionarii au defilat permanent cu crucea în mână, cu o cruce în mână și cu toporul în cealaltă, amestecându-le, schimbând într o mână toporul și crucea și dând în cap cu toporul celor care nu se închinau la crucea lor și pretinzând permanent că ei sunt adevărații creștini. Cu ziștii la rândul lor mergeau și ei cu crucea și cu zvastica, cu tot arsenalul din dotare. Și asta este tragedia că adevăratele voci care s-au revendicat de la morala creștină au fost acoperite de acest zgomot de fanfară și de tobe al gândirii totalitare. Pentru că Alice Voinescu este într-adevăr cineva care a plătit direct acest preț al asumării democratice. Pentru că a fost dat afară de la catedră, imediat după abdicarea regelui Mihai I, a făcut cunoștință, ca să fiu puțin malițios, cu închisoarea și cu domiciliul forțat. Și dintr-o traducătoare eminentă, din profesoară la conservator, din conferențiară, a devenit un zero social. Exact în epoca în care regimul comunist se lăuda cu emanciparea pe care o promite femeilor și cu faptul că în Marea Adunare Națională, în toate comitetele oamenilor muncii, femeile sunt reprezentate. Da, erau reprezentate ca o cotă, erau reprezentate ca un număr, dar adevăratele femei, fie că robeau în câmpul muncii, fie că erau închise, fiecare că erau în exil femeile care erau fericite în comunism, nici măcar erau femei, erau comuniști. Ceea ce este cu totul altceva. Ca să fim foarte limpezi și să mă atrag încă mai mare în popularitate decât cea de care beneficiez. Și atunci, evident că într-o asemenea lume, Alice Voinescu nu are loc. Dar de la ea ne rămâne un testament. Întoarsă din domiciliu forțat, i-a scris scrisori către fiul și fica mea. Și acolo se poate observa Calis Voinescu are un curaj pe care puțin îl aveau. Să se gândească care va fi destinul României în momentul în care nu va mai exista comunism. Câți dintre români își puteau închipui un viitor fără regimul comunist? Cu atât mai mult cu cât, cu cât foarte mulți dintre cei care au fost lași, a avut un argument etern. Asta e viața mea, aici trăiesc, comunismul va fi etern, de ce Dumnezeu să-mi bat eu capul să fac alegeri etice și să mă alătur unor nebuni când trebuie să trăiesc aici. E, Alice Voinescu propune o altă perspectivă, care este perspectiva democrat creștină. Este o perspectivă care o așează exact alături de Jacques Maritain. Evident că într-o țară în care ai un partid popular care nu are doctrină, numele lui Jacques Maritain nu mai este pomenit. Dar pentru cei care cunosc, Jacques Maritain este într-o acestui umanist creștin din a cărui fibră face parte și Alice Voinescu. Și este extraordinar să observ cum această personalitate călcată în picioare de regimul comunist avea tăria de a se ridica și de a privi către un orizont care este cel al nostru de astăzi. Pentru că Alice Voinescu, de fapt, vedea ce? Vedea o Europa a gândirii eliberate de totalitarism. Par lucruri golite de conținut, par lucruri care nu au niciun fel de legătură cu existența noastră, dar cred că din exemplul lor se poate învăța. Fiindcă nouă astăzi nu ni se cere ceea ce i s-a cerut lui Elis Voinescu. Nouă nu ni se cere să facem rezistență. Nouă ni se cere doar un singur lucru, să nu fim atât de ticăloși încât să ne dezumanizăm complet. Și cu toate astea, unii compatriozi noi și nici măcar lucrul ăsta nu îl pot realiza în regim de libertate, ei aleg să fie la fel de ticăloși și de imunzi și de siniști ca în regimurile totalitare. Deși nu mai au scuza represiunii politice, nu mai au scuza fricii, dar au întotdeauna argumentul așității. Mergând mai departe, să întâmpinăm o altă personalitate feminină, care este Elena Constante. Lena Constante este contemporană cu Alice Voinescu, dar provine dintr-un cu totul alt spațiu de sensibilitate. Este fondatoare a unui tatu de păpuși, este membră a stângii comunizante, am putea spune, întreține relații strânse cu Lucrețiu Pătrășcanu, cu soția acestuia, cu Herta Pătrășcanu, și este prinsă în acest malaxor al procesului Pătrășcan. Și interesant este că Lena Constante lasă în urma ei, ca și Alice Voinescu, un testament care este alcătuit din cele două cărți, Evadarea tăcută și Evadarea imposibil. Sunt două cărți care o plasează pe lena constante alături de Nicolae Steinhardt într-un canon al literaturii noastre concentraționare. Pentru că, de fapt, această, aceste două cărți vorbesc despre experiența cuiva care a fost confruntată în calitate de femeie cu cele mai teribile lucruri pe care ți le poți închipui. Cu izolarea, cu mizeria fiziologică, cu amenințarea torturii șobolanilor și cu vecinătatea în calitate de deținute a unor personalități care o urau în calitate de evreică și de fostă comunistă. Pentru că una dintre paginile formidabile din această carte este întâlnirea cu deținutele legionare, care sunt scindate, pe de o parte sunt fidele filozofiei lor criminale, ești evreu ca atare, sigur trebuie să-l fi omorât pe Iisus Hristos, cu siguranță trebuie să fi participat la acel moment, dar pe de altă parte descoperă lena Constantă o tovarășă, iar Elena Constantă, asemenea lui Nicolae Steinhard, are această imensă capacitate de a vedea binele din om, dând la o parte poșghița răului. Deci Elena Constante, într-adevăr, lasă în urma ei niște cărți fundamentale și lasă în urmă câteva portrete. Cum este, de exemplu, portretul lui Belu Zilbar în momentul, por momentul procesului Lucrețiu Pătrășcanu. Pentru că procesul lui Lucrețiu Pătrășcanu este un moment decisiv, arătând, de fapt, modul în care te poți comporta. Ca om care știi fie că vei muri, fie că vei intra în închisoare, probabil pentru a nu mai ieși. Și aici evident că Lucrețiu Pătrășcanu, care era comunist, era stalinist, nu și-a renegat niciodată convingerile, a dat dovadă de un tip de demnitate care, poate, la final, măcar, i-a răscumpărat ceva din erorile funeste de care s-a făcut vinovat. În schimb, Belu Zilbar, care era intelectualmente genialoid, a arătat exact ca un personaj dintr-o montare stalinistă, făcând exact tot ceea ce se recomanda de către uh, slujile staliniste din România să facă. Iar Elena constant este martoră, și vă puteți imagina, Complexitatea acestui destin, pentru că falsele lei jurnale sunt scrise în două registre temporale. Există acel prezent al detenției și există prezentul scrierii, în care, de fapt, Lena Constante revine asupra trecutului. Este aceeași dialectică ca și jurnalul fericirii. Și paradoxul face ca, după 1965-68, atunci când Nicolae Ceaușescu, atât de iubit de români și atât de popular între români, a orchestrat o destalinizare sui generis și Lena Constant a beneficiat de o amnistie, a beneficiat de o repunere pe pozițiile sociale, ca și cum 15 ani din viață ar fi putut fi șters, șterse ca existență în urma unui decret prezidențial. În particular, fie vorba, Nicolae Ceaușescu a fost generos cu deținuții din procesul Pătrășcanu, pentru că aceștia aveau o calitate, imposibil de negat. Erau parte din cercurile comuniste. Cu alții n-a fost atât de generos. Pentru că unii au rămas până la capătul drumului dușmanei poporului și despre ei nu s-a putut vorbi niciodată. Adică această reabilitare, ca să fim foarte bine înțeleși, a fost o, o afacere de partid și de stat. Și Lena Constant a fost foarte conștientă de faptul că regimul care i-a distrus existența se folosește de memoria lui Pătrășcanu pentru a se autolegitima. Lena Constante a fost într-adevăr o personalitate extraordinară și faptul că ea s-a stins după Revoluție și a trăit între români, fără ca românii să fie băgat de seamă că alături de ei se află Lena Constante, dovedește încă o dată că românii erau mai preocupați să-l vadă pe Ion Iliescu decât pe Lena Constante. Și mai în, înamorați de Petre Roman decât de Cornelu Coposu. Pentru că, bineînțeles, nu-l poți să-l pui alături pe elegantul Petre Roman de Rufosul Gorelu Coposu, care culmea culmilor și făcuse 15 ani de închisoare. Unde poți să dobândești stil și eleganță în închisoare? Greu de crezut. Nu e, închisoarea nu este un concurs de eleganță. Pe câtă vreme, alții au avut suficient timp pe regimul comunist să-și perfecționeze garderoba și stilul vestimentar. Și aș alege ca. Ultima personalitate feminină din regimul comunist, înainte de a ne apropia de sfârșit, pe Monica Lovinescu. Anul trecut, statul român a avut toată grija să nu facă nimic la centenar, pentru că Monica Lovinescu nu era chiar în paradigma României oficiale și atunci centenarul a fost mai degrabă gestionat de instituții private și nu de stat. Ce este totuși spectaculos la Monica Lovinescu? Este spectaculoasă tenacitatea ei, pentru că dacă o privești în compania lui Alice Voinescu și Alenei Constante, descoperi de fapt că de multe ori în femeile acestei țări s-a aflat o tenacitate de care bărbații nu s-au dovedit capabili. Pentru că Monica Lovinescu a dat dovadă de o tenacitate enormă în mai multe momente ale existenței ei. Primul rând a fost încercarea exilului, o încercare pe care noi nu putem imagina cu dificultate astăzi să pleci pentru câteva luni, un an și să rămâi 45 de ani departe de țara ta. În al doilea rând este încercarea morții mamei ei. Să nu uităm că regimul comunist, care era, cum v-am spus, un binefăcător al femeilor, i-a dăruit mamei Monica Ilovinescu, Caterina Bălăceu Lovinescu, un dar, a arestat-o la 70 de ani, a fost profesoară de franceză, la școala centrală, sper să nu greșesc, că a dat un dar, a trimis-o în închisoare unde a și murit. Iar darul celălalt pe care l-a oferit Monica Lovinescu a fost o ofertă. Încearcă să vezi bine face regimului comunist și poate mama ta va mai vedea lumina zilei. Cât de plăcut este, după ce te-ai despărțit de tatăl tău în 1943, să știi că din pricina ta, în particular, mama ta este asasinată într-un penitenciar. Este o parte a destinului Monică Lovinescu. Și apoi este dragostea, pentru că Monica Lovinescu a fost cineva care a iubit. L-a iubit pe Virgilie Runca și ei împreună au cătuit o ființă duală, care pentru o parte a compatrioților noștri a întruchipat exact acea Românie care nu putea să mai fie la ea acasă. Așa că, de fapt, din exil, din durere, din tragedie, s-a născut această existență luminoasă tocmai sub semnul rezistenței. Pentru că filozofia politică a Monicăi Lovinescu este la fel de importantă ca și istoria literară pe care i-a alcătuit-o. Pentru că Monica Lovinescu a fost într-adevăr un spirit direct influențat de linia liberală clasică a unui Remoaro. Este a fost un spirit antitotalitar. Și cei care anul trecut au avut imbecilitatea crasă să argumenteze că prin ridicarea unei statui Monica Lovinescu se ridică statuia unei fasciste. Comit o impietate. Comit o impietate față de exilul democratic, care a avut doi inamici. A avut inamic pe regimul, a, regimul de la București și pe, a avut un al doilea inamic redutabil, cozile de topor legionarul Antoneștiene, finanțate de la București în anii 60-70. E nevoie să ne aducem cumva aminte de cariera lui Panfil Șecaru, care devine Ultimii 6 ani de viață, de fapt, pensionarea regimului comunist și spurcă, iertați-mi expresia, culături pe exilații democrați, e nevoie să ne amintim de modul teribil în care regimul comunist a penetrat exilul românesc, făcând ca asupra Monicăi Lovinescu și lui Virgilie Runca să planeze tot felul de acuzații uh, odioase, iar astăzi, în regim de libertate, cei care se pretind exponenți ai marxist-leninismului nu au altceva mai bun de făcut decât să considere că moștenirea Monica Lovinescu este o moștenire fascistă. Dacă atât a înțelegi într-un destin ca la Monica Lovinescu, este formidabil. Probabil ceea ce îi irită pe acești marxiști-leniniști contemporani este tenacitatea Monica Lovinescu în a sublinia un fapt deosebit de incorrect politic. Că totalitarismul are un chip nazist și are un chip comunist. Și că nu putem acorda o clauză de superioritate morală comunismului doar pentru că el a ucis în numele progresului. Indiferent de valoarea numele care i-a ucis, o crimă rămâne o crimă. Și cu acesta mă apropii de ultima figură feminină pe care aș dori să o evoc, Doina Corna. Țineți minte, imediat după Revoluție, Doina Corna era exact ce ce românii detestau. Mică, o voce neplăcută, reacționară, dușmană a poporului, mulți dintre compatrioții noștri, dacă ar fi prins-o pe stradă, ar fi linșat-o. Ca să fiu foarte direct cu dumneavoastră. Așa că, dincolo de mormânt, Nicolae Ceaușescu ar fi putut să își frece mâinile mulțumit, pentru că, în fine, Doina Cona devenise din inamicul său, inamicul întregii țări. Pentru că, în ultimul deceniu, Doina Cona fusese un inamic a regimului comunist, dar un inamic atipic. Pentru că nu avea de departe ei decât acele epistole pe care le adresa regimului comunist. Și vă puteți întreba, dar cât de straniu trebuie să fii să te lupți cu un regim totalitar, cu un regim tiranic, scrind epistole și revendicând pe o cale legală schimbarea unui regim ilegal, ilegitim și criminal. Oricum, aceasta este măreția Doinei Cornea. Și ne putem întreba de unde vine măreția ei. Vine dintr-o tradiție, pentru că Doina Cornea provine din același spațiu confesional, intelectual și politic din care vine Lumaniu. Iar amândoi vin, de fapt, din linia memorandistă. Sunt acele personalități care s-au luptat cu un imperiu afirmând drepturile unei națiuni. Iar această linie legalistă, linie memorandistă, ajunge la Doina Cornea. Și de aceea Doina Cornea după Revoluție este atât de impopulară și atât de urâtă. Pentru că ea nu latră. Ea are permanent acel ton extraordinar de echilibrat, cu care reușește să scoată din sărite și pe al... cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Ion Iliescu. De ce îl o ura Ion Iliescu pe Doina Cornea? Pentru că asemeni lui Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu înțelegea că în Doina Cornea se află un sâmbure de rezistență cu care este foarte greu să tratezi. Erau ființe încăpățânate. Unii dușmani ai poporului, ca să fiu foarte direct cu dumneavoastră, erau foarte încăpățânați. Singurul mod prin care puteai să scapi de ei era să-i omori. Și aici regimul comunist era superior fesenismului. Regimul comunist a înțeles că dacă vrei cu adevărat să scapi de un dușman al poporului, trebuie să-l dai cu capul de preț. Trebuie să-l extermini și să-l îngropi într-o groapă comună și să încerci să-l scoți din memoria umanității. Fesenismul nu mai avea acest privilegiu. Pentru că, vedeți, Doina Cornea face legătura între epoci. Epoca este ruptă de decembrie 1989 și, aparent, locul Doina Cornea ar fi trebuit să fie cu totul altfel și un loc diferit. Dar Doina Cornea nu poate fi recunoscută de ceea ce a fost, pentru că, de fapt, tragedia este că Doina Cornea a crezut că luptă în numele unei țări care în realitate nu exista. Aceasta a fost tragedia doi Cornea. Doine Corna. Doina Corna a apărat o Românie care nu mai exista în 1989. Pentru că România care s-a trezit după 1989 la libertatea politică a votului s-a regăsit în Ion Iliescu, nu în Doina Corna. De ce? Pentru că Ion Iliescu era într-adevăr acea Românie cu care o majoritate de români se puteau identifica. Pentru că Doina Cornea, alături de Coneliu Coposu, erau de fapt într un chipăr ale unui românii cu care compatrioților noștri le era imposibil să se identifice. Și într-un fel, aici este și paradoxul, că aceste naturi de un curaj neabătut au avut și o latură de idealism care le-a fost fatală. Ele au crezut în naivitatea lor eroică, că undeva există ceva necorupt în această societate și că putem să clădim pe baza acestui sâmbure necorupt. În realitate știm că această cangrenă a complicității morale pătrunsese atât de profund în ființa noastră psihologică încât era deosebit de dificil să te rupi de trecut. Pentru că trecutul era, trecutul comunist era singurul trecut pe care majoritatea românilor îl cunoșteau. Venind cu o colegă spre dumneavoastră, făceam următoarea remarcă. Dacă te plimbi prin Iași, e ca și cum te plimba prin Focșan, prin Mizil, în Sărat, Carac, Altecuci, orunde. Ce e comun? Peisajul urban. Ce a făcut comunismul? A ras, literalmente, a ras orașele noastre, a distrus țesutul urban, a distrus prin colectivizare țărănimea, și amalgamând social a plasat această pastă informă în minunatele blocuri pe care le locuim. Puteau să reacționeze altfel cei care au locuit timp de 30-40 de ani în blocuri, văzându-i pe Doina și pe Conele Coposu? Nu. Singurul stimul la care ei puteau reacționa era Ion Iliescu. De ce? Pentru că Ion Iliescu vorbea exact aceeași limbă în care aceste ființe puteau vorbi. Aceasta este tragedia. Toți cei pe care am evocat astăzi, au luptat pentru o Românie care nu mai exista decât în inimile lor. Acesta este, de fapt, și băreția lor ultimă. Dacă Grigore Tepop ar fi printre noi astăzi, cu siguranță că n-ar fi un om popular. Dacă Alice Voinescu ar fi astăzi printre noi, cu siguranță că unii ar reproșa că este un spirit reacționar și că e mai bine să te inspiri dintr-un hit de pe TikTok pentru a apăra femeia decât să citești jurnalul lui Alice Voinescu. E mai importantă Macarena decât Lena Constante. Eu nu glumesc. Sunt coleg la facultate cu unii profesori care par să citească în această melodie un manifest feminist. Eu trebuie să fiu foarte direct cu dumneavoastră. Eu prețuiesc o cu alt tip de feminitate. O feminitate care vine din zona Alice Voinescu, Lena Constante, Doina Corna, Monica Lovinescu. O feminitate care onorează și care inspiră. Și care e o feminitate a curajului. Pentru că, și aceasta e ultima mea replică, dacă este greu ca bărbat să fii întemnițat, dacă este greu ca bărbat să faci față persecuțiilor, pentru o femeie este de mii de ori mai greu. Pentru că multe dintre femei au rămas în urmă, fără copii, fără soți, fără frați, fără rudele lor, și tot timpul și îl petreceau așteptând. O altă reacționară, Anahmatova, a scris acel poem formidabil despre femeile ruse care așteptau în fața închisorii semne de la cei dragi. Acesta a fost, de fapt, soarta femeii în comunism. Nu uh, mascarada propagandistică. Pentru că regimul comunist nu și-a dorit niciodată cu adevărat emanciparea femeii, pentru că emanciparea femeii este o contradicție în termeni. A emancipa femeia înseamnă să crezi că femeia este inferioară. Este o imensă prostie. Noi nu trebuie nici măcar să discutăm, pentru că egalitatea dintre bărbați și femeie este ceva sacru înscris în demnitatea umană. Cine are îndoiel cu privire la această viziune se auto din genul uman. Nu avem nevoie de lecții și de îndoctrinări ca să înțelegem că fără femei Societățile noastre nu ar avea nici coloană vertebrală, nici repere. Pentru că de-a lungul timpului, transmiterea valorilor s-a realizat prin femei. Aceasta este realitatea și nu e nevoie de vreo melodie stupidă pentru a avea femei în Parlament. Noi nu avem nevoie de femei în Parlament generic, recrutate de partide pe baza unei cote și în baza propriilor capacități de a fi obediente. Noi avem nevoie de caractere. Ne avem nevoie de caractere. Și din păcate, aceste caractere feminine pe care vi le-am evocat dumneavoastră au fost răsplătite de poporul în mijlocul căreia s-au ridicat cu foarte puțin. Și închei evocându-vă pe Elisabeta Riza, care este, pare să dintr-o cu totul altă lume decât aceste distinse intelectuale. La Elisabeta Riza, compatrioții ei din sat, avea un singur regret, că n-a murit la timp. De ce n-a crăpat în închisoare ca să nu mai discutăm despre retrocederea pământului pe care l -a avea? De ce te-ai întors de acolo? Este un gând pe care mulți români l-au avut când au observat că unii s-au întors din închisoare și exil. De ce Dumnezeu n-a rămas acolo? Țineți minte atitudinea față de rațiu. Dar ce vii dumneata aici? Cine ești? Noi suntem oamenii poporului. Ai pământului. Care pământ? Care pământ? Pentru că se vorbește de multe ori de emigrație interioară. Emigrația interioară se bazează în primul rând pe refuzul adeziunii. Emigrație interioară înseamnă Petru Creția, înseamnă Radu Petrescu. Înseamnă scriitori care au onorat fiecare cuvânt și care nu lasă în urma lor o propoziție care să-i dezonoreze. Și care au scris ca și cum ar fi avut o libertate absolută. Nicolae Ștehar de regim de libertate comunistă, Paradoxal, el nu a cunoscut nici după 1968. El a scris, uitați-vă la tot ceea ce a fost reeditat. El a scris în comunism ca și cum ar fi scris într-un regim de absolută libertate. Aceasta este rezistența. Nu să te împăunezi cu pene de furat și să pretinzi că ai apărat libertatea spiritului din fotolul de academician. Îmi pare foarte rău. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le spunem, pentru că, repet, nouă ni se cere mult mai puțin. Acum, marele avantaj este că poți să spui orice, fiindcă nimeni nu te ascultă. Este un avantaj extraordinar al societății noastre. Se pot spune lucruri teribile, în bine și în rău, pentru că societatea noastră nu mai există. Dacă le spui pe TikTok, e o șansă. Dar acolo trebuie subtitrare pentru ca poporul suveran să poată face legătura dintre vorba scrisă și vorba vorbită. De aceea am observat că la subtitrare se cam încurcă. Pentru că la subtitrare trebuie să scrii. Și trebuie să pui acordul din subiect și predica numărul acela de i blestema din limba română. Limba română e o limbă complicată, are și diacritice. Acum SMS-urile ne scuteze diacritice, ce faci? Asta este simplu. La alte lucruri dispare. Îu, șiu, țiu, eu însum pe SMS-uri, scriu ca un analfabet, ceea ce înseamnă că se poate în cazul tuturor. Așa că putem încheia pe o notă optimistă. S-ar putea ca viitorul la care asistăm să permită acestei memorii să dispare cu totul. Deci, s-ar putea, paradoxal, l-ați evocat pe, pe Stalin. Da, Stalin era, într-un fel, un inteligent. Și ca inteligent, știa că ideile contează. Stalin l-a omorât pe Osim Mandelstam pentru că Osim Mandelstam spusese ceva ce el nu putea ierta. Și nu doar că spusese ceva despre el, spusese ceva despre modul în care un poet se poate comporta în regim de tiranie. Asta Stalin nu ierta, dar societatea sovietică era o societate în care un cuvânt scris conta. Era o societate în care Boris Pasternak era o problemă pentru regim. Doctor Jivago era o problemă. Astăzi, în epoca tiktok nu mai există problema doctor Jivago. Pentru că oamenii noștri nu pot citi mai mult de trei propoziții. Și acelea gramate. Lupta noastră nu este să vorbim așa, papagalicește. Lupta noastră este mult mai modestă, să-i apropiem de o carte. Și să înțeleagă că o carte, un iPad, un Kindle, tot carte sunt. Și că marea provocare este să poți să stai liniștit mai mult de 5 minute. Fără să ai pornirea de a te uita la telefonul mobil sau de a urmări tot felul de năzdrăvenii animate pe YouTube. Asta este problema. De aceea, paradoxal, în timpul comunismului, lupta lor cu ideile era reală. Pentru că regimul comunist, fiind un regim ideocratic, știa cât de periculoase pot fi ideile. Astăzi, ideile devin periculoase doar dacă sunt topite într-un limbaj agramat pentru că și demagogia de astăzi este o demagogie redusă la un număr de cuvinte foarte mic. Se spune de un personaj politic ar fi un urmaș al lui Codreanu. Codreanu scria spăimântător, dar personajul politic evocat este sub nivelul intelectual lui Cornelius de la Codreanu, ceea ce arată de fapt că și dreapta radicală de la noi coboară la nivelul populației. Dar n-aș vrea să fiu greșit înțeles. Uh, Știți, uneori sunt întrebat, dar ce problemă ai tu cu antisemitismul? Ești cumva evreu? Și eu răspund, nu. Și care este problema dacă aș fi fost evreu? V-ar fi deranjat mai mult? E cumva obligatoriu să fii evreu pentru a te opune antisemitismului? Eu cred că nu. Mai ales acum. Pentru că dacă există ceva ce pe mine, ca om, nu că mă intrigă, mă face să reacționez cu o violență verbală, nebănuită, este antisemitismul. Pentru că eu văd în antisemitism exact negarea absolută a demnității umane. Și față de acest spectacol nu pot trece nepăsător. Și mă gândesc că toți cei pe care am evocat astăzi nu au trecut nepăsători pe lângă această oroare a secolului 20. Și demnitatea umană nu este judecată cu două valori, cu două talgere, ești al nostru, ești demn să trăiești, ești ai lor, vei fi exterminat. Este foarte, este teribil de trist. Pentru că noi avem astăzi doi inamici. Masificarea aceasta a noilor tehnologii și resurrecția fanatismului facilitată de aceste noi tehnologii. Pentru că oamenii masă de astăzi sunt mult mai ușor manipulabili decât oamenii masăi secolului 20. În trei minute pe TikTok, astăzi, trecor mai multă ură în inimile oamenilor decât prin trei sfarmă piatră în anii 30. Huziștii se chinuiau în disperare să-i facă pe români antisemiți. Astăzi, cu un simplu tweet, cu o simplă postare pe tweet, TikTok, este de ajuns să convertești o ființă slabă de minte la antisemitism. Aceasta este adevărata provocare. Și cred că dacă trecem peste această provocare într-o zi, demonii aceștia se vor întoarce. Pentru că este de ajuns să te mergi în Iași și să observi cum acest oraș a devenit un oraș din care, de exemplu, identitatea evrească a dispărut cu totul. Deși este un oraș legat indisolubil de dezvoltarea spiritului evresc din România. Unde au dispărut? Răspunsul este simplu. Unii au fost omorâți, alții au fost aruncați peste bord, vânduți de statul român în numele omogenității etnice la care unii visează și astăzi. Omogenitatea de orice fel este un lucru înspăimântător. Și cât cred că mai avem un cuvânt de spus, trebuie să ne ridicăm în fața acestor monstruozități care sunt reciclate și uh, care capătă o nouă viață tocmai prin această simplificare extremă a limbajului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Vă rugăm dacă sunt întrebări sau comentarii din sală. Vă rugăm comunicare cu adevărat. Te uh... aude? Da. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru această comunicare la Iași. Cred că ar trebui să veniți mai des să vorbiți în mai multe instituții publice din acest oraș și nu numai din Iași. Întrebarea mea ar fi una care ar putea apărea uh, puerilă la prima vedere. Dacă ar fi să vă gândiți la cinci romane despre demnitate, despre demnitatea umană despre care ați vorbit, care ar fi acelea? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Literatura este un obiect foarte complicat și de multe ori valorile pe care le cuprinde sunt valori problematice din punct de vedere etic. Eu. Personal n-am fost niciodată interesat să privesc literatura ca pe un fel de vehicol de îndoctrinare etică. Dar există ceva în literatură care poate folosi pentru această clarificare etică este... Repet, mi este foarte dificil. Am să vă dau un exemplu. Să luăm cazul lui Tolstoi. Care e uh, atât de important în canonul universal. Literatura sa este o literatură care, atunci când dorește să fie moralizatoare, își ratează vocația. Torstoi, când s-a apucat să dea lecții compatrioților săi prin scris, a încetat să mai fie scriitor. În Ana Karenina, unde încă își păstrase un instinct sănătos, el are și o nuanță moralizatoare, dar are și o subtilitate a înțelegerii naturii umane. Și -o să vă dau alt exemplu apropo de literatură și morală. Anton Pavlovic Cehov, pe care l-a evocat și domnul profesor Constantinescu. Cehov n-a fost Tolstoi, nu și-a propus, nici măcar n-a scris precum spun studenții noștri, cărți groase pe ca Tolstoi, le a scris sunt mai subțire, așa. Un timp mai subțire cu cărți subțire. Și una dintre cărțile lui subțiri de final este Doamna cu cățelul. Doamna cu cățelul nu prea a fost pe placul lui Tolstoi. Pentru că în Doamna cu cățelul Tolstoi a văzut o problemă. Problema adulterului. În Ana Karenina, cum foarte bine știți, Tema adulterului servește pentru a prezenta, de fapt, un proiect de formare umană, care este antitetic adulterului. Cehov n-a fost interesat să dea lecții cititorilor săi, ci a observat doar un simplu lucru, că dragostea poate intra în viața cuiva care este flușturatic, cinic, odios, și nu mai iese din viața aceste, acelei persoane, pentru că personajul masculin din Doamna cu cățelul este un mic monstru care vânează la ialta femei. O, agață femei, iertați-mi expresia. Le vede, se bagă în vorbă cu ele, încercând să capete și el un ce folos. Și în un moment dat, din această aventură banală, apare o problemă pentru acest personaj destul de mediocru. Nu își mai poate smulge din minte imaginea persoanei iubite. Și amândoi intră într-o altă lume. Și genul lui Cehov este că nu dă o rețetă. Nu lasă decât o poartă deschisă. Să ne gândim apoi la deșertul tătarului din Obuțati. Aparent este o carte resperatare. Dar dacă o citești cu atenție, vei vedea că la sfârșit, adevăratul inamic cu care Giovanni Drogo se confruntă este moartea. Și că el, de fapt, într-un mod ciudat, câștigă bătălia pe care tocmai a pierdut-o. El mare cu demnitate în vreme ce aceia care îl trimite parte de partea de fortăreață sunt niște ticăloși. Să luăm și cazul lui Dostoevski. Dostoevski este un autor foarte complicat. Ce ce reținem din demonii? Reținem spovedeanul Stavrogin, care este la rigoare un caz de pedofilie reținem pe Shatov, cel care vorbea despre poporul rus Teofor, reținem pe Verhovenski tânărul, reținem modul în care Dostoevski își bate joc groaznic de intelectualitatea liberală rusă portretizând-o Verhovenski tatăl. Eu n-am fost niciodată un admirator al lui Dostoevski. Am fost, în schimb, un admirator al lui Turgeniev. Și lucrul admirabil la Turgeniev este care acele epiloguri în care totul este simplu și totul este complicat. Asta este situația cu mine. Eu nu mi-am putut niciodată asuma curajul de a da lecții altora. Eu cred că dau lecții altora și care au trecut prin încercări mai mari. Pe mine destinul m-a ferit de ceea ce i-a dăruit mamei mele. Da? Eu n-am fost silit să arăt, să asist, iertați-mă, la bătaie administrată tatălui meu. Nu am fost profesor suplinitor. Nu am fost scos în fața colectivului și făcut debat jocură. Nu am fost denunțat la lucrarea de diplomă ca un dușman al poporului care habar n-are de nimic și să primească nota 5. N-am fost niciodată chemat în biroul directoarei să fiu ținut în picioare și să se ții pe la mine că nu vreau să vizitez Moscova deși sunt profesoară de limba rusă. Pe mine destinul m-a ferit de toate aceste lucruri. Cu ce drept aș da eu lecții? Lecții dau cei care au trecut în suferință. Ei le pot da. Cei care le dau așa cum scot uh, hârtia din buzunare sunt niște mari mincinoși și sunt buni de oameni politici. Lecțiile profunde sunt rezultate dintr-o experiență catartică. Cum a fost experiența lui Cehov în insula Sahalin? Cehov, da? totuși, a murit la o vârstă cu mult mai mică decât a mea și știți că a murit foarte demn. Nu s-a văitat, a cerut o cupă de șampanie, după care a spus mor și asta a fost. Gândiți-vă, a fost bolnav de tuberculoză atâta vreme. Și n-a fost un personaj așa, rupt din rai. Îi plăceau femeile, era un flușturate că în anumite dimensiuni ale existenței sale. Dar rămân de la el niște rânduri care explică fratelui său exact acea dimensiune etică. Că e nevoie să-ți plătești datoriile, că este nevoie să nu minți, că este nevoie să ai o carieră. Cehov este exact tipul de om alături de care mi-aș fi dorit să fiu. Deci dacă mă întrebați ce scritor mi-aș fi dorit să întâlnesc, mi-aș fi dorit să-l întâlnesc pe Radu Petrescu, pe care îl admir enorm, și mi-aș fi dorit să-l văd așa de la distanță pe Cehov, la premiera ultimei sale piese, când de fapt era muribund. Adică, totuși, ce triumf al Spiritului! Muribund să produci Livada de Vișini. Livada de Vișini este un alt exemplu de complexitate. Literatura este complexitate și, atunci când literatura este prea simplă, ea își trădează vocația. Deci, până la urmă, dacă ar fi să alegem, Literatura este o experiență formativă pentru că îți permite, cum foarte bine știți, să intri în dialog cu un tip de experiență limită. Nu? Faptul că astăzi tinerii noștri nu mai citesc pe clasici, nu mai citesc Iliada și Odiseea, nu mai citesc Eneida, poate că este o pierdere. Fiindcă în acele vremuri îndepărtate putem descoperi o parte a spiritului nostru. Deși vi s-ar putea argumenta că Iliada este o operă violentă, Odiseea este o apologie a infidelității, iar Eneide este o prostie care nici nu mai merită citită pentru că este o carte dedicată imperialismului roman. Iar dacă extindem aceleași argumente, tăiem cam trei sferturi din literatură și rămânem cu un tip de literatură care este ușor de produs. Vedeți, și cu asta închei, Vladimir Nabokov, care este unul dintre spiritele mele tutelare, ura acest gen de literatură. Era mereu întrebat dacă există artă cu tendință. Da, când scria despre Gorky, remarca faptul că tendința i-a distrus arta lui Gorki Și că Gorky a încetat să fie un mare scritor atunci când a dorit să facă artă cu tendință. La fel și cu Dostoevski, când tendința i-a distrus opera. În cazul lui Cehov, tendința este absentă, pentru că Anton Pavlovich Cehov era asemenea lui Nabokov un om perfect liber. Și tot Nabokov spunea când era întrebat în. Uh, vorbește în memorie despre condiția exilatului, spunea: Eu nu regret faptul că am fost bogat, cum cred comuniștii despre mine. Eu regret patria și limba. Și Nabokov a fost cineva care a onorat această limbă. Faptul că limba lui Nabokov este vorbită de Vladimir Putin este o rușine postumă pentru Vladimir Nabokov. Și noi cred că trebuie să avem suficientă minte. Să înțelegem că limba regimului criminal sovietic a fost vorbită și de cei pe care noi admiram. Totuși, că totuși ce a fost rus. Și nu putem să aruncăm anatema asupra unui imens spirit, numai pentru că poporul rus, în majoritatea sa este anticehovian. Asta este situația. Vis-a-vis -vis de demnitate și tiranie, ce credeți că se va întâmpla în următorii 10-15 ani în societatea rusă? Vă mulțumesc pentru întrebare, dar eu niciodată n-am făcut profeții. Numai Silviu Brucan făcea profeții despre trecut, în compania cuiva care a rămas, cred, la fel de celebru și acum, că facem în continuare același tip de discurs. Noi putem să ne amintim doar de un singur fapt, că viitorul popoarelor este dictat de trecutul lor și că trecutul popoarelor poartă în sine o dependență de cale și că poporul rus a avut de-a lungul istoriei sale posibilitatea de a alege. Vi l-am dat exemplu pe Vladimir Nabokov, tatăl lui a fost un eminent liberal, asasinat în România 1922 în exil la Berlin de către un fascist rus, Vladimir Nabokov, tatăl, a fost liberal rus. Poate părea dificil de imaginat, dar rușii au avut și ei liberalii lor. Și uh, acești liberali nu au avut succes de cauză, pentru că la 1905 au ratat, iar la 1917, în decurs de câteva luni, au trecut de la membrii guvernului la deținuți politici. De aceea, poate că și Vladimir Nabokov a avut o relație atât de complicată. Atât de complicată cu patria sa. A detestat Rusia, dar a iubit imens limba rusă de care nu s-a despățit niciodată. De aceea cred că e, e, e o discuție extrem de complicată, fiindcă noi avem de-a face cu două variabile. O variabilă culturală și o variabilă politică. Unele sunt, uneori există momente când ele se întrepătund. Pentru că în cultura rusă există filoane care servesc imperialismului rus. Slavă Domnului! Dostoevski este unul dintre cazuri. Pușkin, de asemenea, un scritor pe care îl admir și recitesc cu enormă plăcere, a avut și el o dimensiune de propagandist imperial, obligatoriu de reținut, dar Evgeni Ionieghi nu este asta. E mai mult decât orice este o operă de geniu tradusă de Nabokov în engleză în două volume monumentale. Ce se va întâmpla cu rușii? Răspunsul meu, stimate domni, este ceea ce vor dori rușii să se întâmple cu ei. Rușii au, ca și germanii, o alegere morală de făcut: să se bălăcească în crimă și mizerie până la capăt și să se acopere de sângele lor și al victimelor lor, sau să încerce să-și amintească că există în trecutul culturilor personalități care pot fi salvate. Și că, în vreme ce, nu știu, să zicem, Fadev conducea Uniunea Scriitorilor, Scria Boris Pasternak: De cine își aduce aminte astăzi umanitatea? Cred că de Boris Pasternak. Adică este o alegere pe care rușii trebuie să o facă. Cu tristețe trebuie să o spun că mă îndoiesc că vor face o alegere curajoasă etic. Pentru că la ei tiparul dominant de organizare statală a fost unul imperial-autocratic. Dar și aici se pot observa diferențe. Ceea ce au trăit în secolul 20 totuși întrece în ferocitate ceea ce au trăit în timpurile țariste. Tot Nabokov observa că bieții cenzori țariști erau inepți în raport de cenzorii sovietici și că regimul sovietic a reușit o transformare a societății lor la care regimul țarist n-a aspirat. Și închei spunându-vă că la un moment dat Turgenev a scris spre finalul carierei sale un roman de sterenire. Era confundat cu un roman celebru, Pământ de sterenit, despre colectivizare, scris, dacă nu mă înșel, de Mihail Șolohov, cel care a scris și pe Donul Liniștit. La noi, de obicei, oamenii se gândeau la Șolohov și mai puțin la Turgenev. Turgenev a scris acest roman de selenire în marginea destinului populiștilor ruși, cei care s-au îndreptat spre popor ca să fie bătuți de popor, porul neînțelegându-i. Și la un moment dat acest personaj tragic al romanului său reflectează la soarta care este destinată și meditează de fapt la necunoscutul de abis moral și politic care se ascunde sub Rusia. Este vorba de țărănime. Țărănime care n-a fost niciodată parte a statului rus, menținută fiind în iobăgie și ulterior fiind schimbată, preschimbată în ceva monstruos. Acest element stihial al Rusiei a fost înțeles și de Turgenev, a fost înțeles și de Alexander Bloch, nu? Cel care a scris știți și cei 12 în pragul revoluției. Comuniștii au socotit poeme revoluționare. Sunt puțin mai mult decât poeme revoluționare. Sunt poeme escatologice care vorbesc despre posibilitatea Rusiei de a fi fie salvatoarea umanității, fie groparul umanității. Faptul că rușii s-au crezut pe sine întotdeauna ca fiind un popor ales e o realitate. Faptul că rușii ca popor sunt o prezență sinistră pentru vecinilor e o realitate. Faptul că rușii s-au ocupat să extermine pe ucrainieni, pe baltici, pe polonezi, pe români și pe basarabeni e o realitate. Faptul că unii scritori ruși sunt geniali e o altă realitate. Cele două realități trebuie afirmate cu egală tărie. Și mie personal nu -mi va fi niciodată rușine să spun că dacă există un autor la care mă întorc întotdeauna, este Anton Pavlovich Cehov. Deși, în particular, mă aduc aminte foarte bine de la mama mea cât de neplăcut este să predai limba rusă, pentru că destinul mamei mele a fost un destin particular. Ea a fost prigonită de regim și după care a avut singura șansă să a fi profesoră de limba rusă. E, vă imaginați cât de iubită era limba rusă în anii 70-80 România. Toată lumea iubea limba rusă. Pentru că toată lumea iubea poporul sovietic. Indiferent de ce spun George Simeon și Diana Șoșoacă, rușii nu sunt chiar iubiți aici. Și în momentul în care s-ar apropia de noi, credeți-mă, această iubire ar crește în intensitate. No, noi i-am avut aici. Și eu personal îi doresc în biblioteca mea, dar cât mai departe de mine. Cât mai departe, în țara lor, care este mare, nu? Se laudă cu o țară imensă, nu? O țară, cât un continent. Dacă e cât un continent, stai acasă. Nu veni peste țări sărace cale ca noastre. Vreți, ăsta e paradoxul. Dar, din păcate, rătăcirea nu este numai a lui Putin. Cred că trebuie să spunem lucrurile răspicat. Rătăcirea este a poporului rus. După cum rătăcirea lui Hitler nu a fost doar a sa. Nu, cei care au băgat oameni în cuptoarele din lagărele de concentrare. Au făcut acest lucru știind că au în fața lor ființe umane. Dar au făcut-o și considerând că ele nu mai sunt ființe umane. La fel cum astăzi cei care îi exterine pe ucraini și se pregătesc să ne dea nouă cu o bombă atomică în cap, se gândesc poate că ucrainienii, românii, balticii, polonezii nu sunt oameni. Ei merită bomba atomică. Ce să spun? E, pentru mine este, credeți-mă, vă spun cu toată sinceritatea, un motiv de imensă tristețe. Să văd că un popor de înaltă cultură a dezvoltat o obsesie patologică a bombei atomice. Cred că rușii, dacă ai întrebat pe ruși care e definiția genului națiunii, ți-a spune numărul de focoase nucleare. E totuși trist, totuși, Dumnezeule, Tchaikovsky e focos nuclear, Musorski, Pushkin, Lermontov, Turgeniev, Anahmatova, Zvetaeva, sunt toate focoase nucleare, Dumnezeule. toată, toată istoria culturală și intelectuală a Rusiei e un focos nuclear. Dacă ei vor să fie focos nuclear, n-au decât. Să stau la ei și să-și detoneze în cap focoasele că doresc. Dar problema este că vor să ne da în cap cu ele. Într-un alt registru, do doream să vă întreb uh, legat de partea cu faptul că tinerii nu mai citesc. Știu că Red, Bradbury afirma că. Uh, Ștergerea memoriei și a identității uh, colective nu presupune a arde cărți, ci a face oamenii să nu mai citească. Credeți că pentru lipsa dorinței de lectură în societate ar trebui să, nu știu, ambalăm as, altfel atractivitatea către acest domeniu sau să căutăm noi sensuri pentru tineri? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, cred că un rol joacă și familia. Pentru că, în familie, copilul are primul contact cu lumea. Și dacă primul tău contact cu lumea este legat de alcoolism, de bătaie adresată dată soției sau concubinei, de înjurături de dimineață până seara, urlete, răgete, alcool și promiscuitate morală, acel copil va avea o soartă teribilă. Eu cred că familia are o, un rol de jucat și cei care cred că oamenii se nasc în afara familiei comit o eroare fundamentală. Nu întâmplător comunismul a încercat să controleze viața privată, fiindcă toate regiunile totalitare au știut că ultimul bastion, ultimul refugiu al omului este intimitatea. Și intimitatea înseamnă familia. Ray Bradbury, într-adevăr, a scris acel roman formidabil, Fahrenheit 451, după care a făcut și Triunfo un film memorabil. Într-adevăr, pompierii lui ardeau cărțile. Astăzi mi-e teamă că nici măcar nu mai este nevoie să ardă cărțile, pentru că unii nu par să mai înțeleagă la ce este bună o carte sau cât de periculoasă este o carte. Este foarte greu să explici cuiva de ce ar trebui să citească. Și nu de ce ar trebui să citească un rezumat sau o materie pentru un examen? De ce ar trebui pur și simplu să citească? Nu știu de ce imaginația literară este formativă. De ce, nu știu, un vers sau un pasaj de roman sau un fragment de dramă pot să-ți marcheze existența? Dacă aș fi idealist naiv, a spune că prima care se ocupă de această sarcină teribilă este mama. Pentru că mamele ar trebui să se apropie de copiii lor și să încerce să le citească. Să citească împreună cu ei. Nu să ții pe la copii, nu să-i bată, nu să le pună YouTube-ul în față în timp ce ele se uită pe telefonul mobil, ci să dea copiilor pe care i-au dorit posibilitatea de a fi egalul lor. Eu așa cred că ți trebuie procedat. Creșterea unui copil nu este creșterea unei vite. Eu trebuie să spun că n-am copii și nu sunt căsătoriți și că atare nu-mi permit să dau lecții pe stradă, să opresc pe oameni, să-i întreb, dar de ce țip la copilul tău și dai două după ceafă când bietul copil ți-a cerut și el ceva? Dar judecata mea este destul de, de dură în această materie, pentru că eu am văzut în familia mea ce înseamnă maternitate. Și maternitatea nu seamănă cu maternitatea pe care o văd de multe ori în jurul meu. Tocmai pentru că eu am o viziune destul de exigentă cu privire la maternitate. Și cred că maternitatea nu este o știrbire a carierei, ci este o împlinire a acestea. Nu există o contradicție între maternitate și carieră. În societatea noastră, noi nu trebuie să punem femeilor această posibilitate, fie maternitate, fie carieră. Noi trebuie să dăm femeilor dreptul de a alege, de a se împlini cum doresc dânsele. Unele poate se împlinesc prin maternitate, altele nu. Dar celor care se împlinesc prin maternitate, noi trebuie să le dăm tot sprijinul. Pentru că ele îndeplinesc în același timp două sarcini minunate. Sunt partea societății noastre și sunt cele care, de fapt, pregătesc viitorul. Pare așa ca la Nicolae Ceaușescu. Singura diferență că Nicolae Ceaușescu înțelegea un alt viitor. Eu cred că mă înțelegeți că nu mă refer la acel viitor. De aceea cred că instituții precum protecția copilului trebuie să fie necruțătoare în raport de violență la adresa copiilor. De aceea cred că violența domestică nu este un moft. Dacă ai ridicat mâna la partenera ta s-a terminat. Nu mai există viitor. Ai bătut, s-a terminat. Ai bătut nu că ești animal. Te-ai exclus dintre noi. Și trebuie să faci dovada prin căință și prin pedapsă, ca ai învățat ceva din ce ai făcut. Înjurături, abuzuri verbale, abuzuri fizice, ăsta sunt odioase. Toți cei care am trăit într-o familie, să trăim într-o familie, știm că există momente de tensiune. Dar tăria familiei este tăria demnității umane, de a absorbi șocul. Știți, acum ni se spune, nu este bine să-ți disciplinezi copiii. Să știți că mine mama unor a fost destul de severă. Dar spune că pe drept cuvânt. Eu nu cred că problema mamelor de astăzi este că sunt prea severi. Eu cred că unele sunt prea absente. Și că nu înțeleg că a crește un copil nu este ca și cum te duce la un curs de fitness. E ceva mai complicat. Pentru că un copil este ca un student. Este oglinda ta dacă intri într-o sală de clasă și toți elevii tăi, toți studenții tăi pun capul pe catet, pe masă și dorm, trebuie să spui o problemă foarte serioasă. Sunt ei de vină sau vina este împărtășită? Nu cumva ceea ce spun eu este într-atât de soporific îi cât îi face să Când un părinte constată că limbajul copilului său a degenerat, nu trebuie să se întrebe dacă nu este și vina mediului în care se formează. Vorbim acum despre traficul de droguri. Știți că noi avem specialiști pe toate domeniile și pe toate cărările. Traficul de droguri este o problemă reală. Pentru cei adulți, maturi, din punct de vedere juridic, este o distrugere pe care și-o pot administra singuri. Să ne înțelegem foarte clar. Vrei să consumi droguri ca adult? Te distrugi singur. E treaba ta. Câte vreme nu mă ataci pe stradă și mă jefuiști și nu faci trafic de droguri, este autodistrugerea ta. Poate să vă șocheze ce vă spun. Dar vrei să te sinucizi făcând, injectându-ți ce vrei tu? Dar pentru copiii care se află în grija părinților, este eșecul familiei. Că dacă tu ai procrea după care te lepezi de copil și singurele ocazii în care interacționezi, când îi tragi una peste cap și uri la el și îl înjuri, ce poate să învețe un copil din înjuratura mamei sau a tatălui? Sau când a, aude înjuratura tatălui la adresa mamei? Cum poți, cum poți să înjuri pe cea care este mama copilului tău? Mă întreb. Cum poți? Eu cred că acest tip de dialog ar trebui să l aibă politicienii noștri când se duc în circunscripțiile lor. Și Ci când dau de-a face, cum e în zona Moldovei, tot din zona Moldovei vin și eu, cu alcoolismul. Și se întrebe pe distinși voinici din Moldova, când vă împătați și vă luați la bătaie soțiile, voi mai aveți minții la acasă, voi vă dați seama ce faceți? Asta cred că trebuie să fie explicată clar. Legătura dintre alcooli și dezumanizare. O problemă pe care noi în Moldova am avut-o de foarte multă vreme eu vin din Focșani și ca atare îmi permit să fiu critic față de acest spațiu, fiindcă provin și știu, îi văd pe compatrioții mei cum sunt de la ora 9, jumate, 10 în fața paharului. aceste năravuri vin cu un preț. Că ei nu sunt Baudelaire și Verlaine. Să se îmbete și să scrie poezii. Ei se îmbată și știți ce fac în continuare. Și reputația provinciei noastre scade pentru că toți se uită la aceste exemplare umane degradate de alcool și care introduc în viețile familiilor lor un iad. Asta este, cred că aveam, aveam o ministră a familiei, nu? Cred că se numea Gabriela Fira. Cred că este un exemplu clasic de idee pervertită. Nu cred că trebuie să existe un minister al familiei. Nu cred că statul trebuie să se ocupe de alte lucruri decât să facă ministerul familiei. Să se audă pe cameră. Dumneavoastră ne-ați prezentat câteva exemple de personalități ale secolului 20 care au luat atitudine, în felul lor, public sau privat, față de realitățile din jur. Și aș spune că eu știu, după 20-30 de ani de somn, tot mai mulți români sunt înclinați astăzi să ia o astfel de atitudine. Problema care mi se pare este că, față de exemplele evocate, din ce în ce mai mulți români uh, sunt incapabili să discearnă între slăbiciunile democrației și ororile totalitarismului, și, în același timp, sunt tentați să confunde uh, valorile democrației cu beneficiile totalitarismului. Și vedem cu ochii noștri scene în care, da, ei vor să iau o atitudine, dar față de ce? Și în același timp, democrația este văzută la fel de gănoasă ca și totalitarismul, cele două se confundă. Și până la urmă ne întrebăm unde va duce acest activist care îl vedem crește sub ochii noștri, într-un fel sau altul. Mulțumesc! Eu, în general vă spun cu toată sinceritatea, m-am ferit să fac comentarii politice anapoda cu drumul și nu îmi uh, repugnă să vorbesc vrute și nevrute de dimineață până seară. Întrebarea noastră este legitimă, pentru că trăim într-o societate în care nemulțumirile încep să fie exprimate într-un mod care e Poate mai periculos decât problema care a cauzat nemulțumirile. Nu știm unde vom ajunge cu acest tip de filozofie politică, de atitudine. Dar a spune că partidele politice non-totalitare sunt responsabile pentru apariția acestui tip de radicalism politic și etic. Fiindcă ele au lăsat liber un teren pe care se pot zbânțui alții în deplină libertate. De exemplu, dacă vorbești despre patriotism și nu ești credibil, mai devreme sau mai târziu, patriotismul va fi anexat de de către alții. Dacă vorbești despre lege și ordine și tot ceea ce faci în existența ta publică este să te îmbogățești de pe urma funcțiilor pe care le deții, justițiarismul va deveni o marotă demagogică. Dacă promiți cetățenilor acestei țări că se va pogorâ ca Duhul Sfânt justiția sub forma Ministerului Public și va curăți România de corupție și va salva România, când oamenii se lămuresc că n-a pogorât Duhul Sfânt, tema va fi asumată de alții. Pentru că vedeți dumneavoastră, eu nu cred în mesianisme. Și cred că la oameni precum Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Brătianu nu era nevoie de nu știu ce daruri speciale ca să fie credibili. Pentru că ei erau credibili prin ceea ce fuseseră cei de dinaintea lor și prin ceea ce erau ei. Dinu Brătianu purta un nume și l-a dus cu cinste până la Sighet, când a murit. Iuliu Maniu era cine era. Și țăranii din Transilvania nu aveau nevoie să-l citească pe Tocvil ca să înțeleagă că Iuliu Maniu apără niște principii fără că de care existența lor este periclitată. Ion Mihalache venea dintre ei, dar nu era Romulus Zăronii ministrului Petru Groza. Nu era din frontul plugarilor. Era un agrarian autentic. Și de aceea purta costumul popular. Nu cum rădea Constantin Argetoianu de el. Pentru că acel costum popular era semnul identitar al cuiva care nu dorea să se uite de unde a pornit. E foarte greu să te ridici la înălțimea acestor personalități. E foarte greu să fii doina cornea. Este greu să fie Elisabeta Riza. e mult mai ușor să fii fățarnic și în momentul în care partidele politice democratice... Știți, ca să fiu foarte direct cu dumneavoastră, mai țineți minte în 2017, ordonanța 13. Toată lumea a ieșit de dimineață până seara, pe fric, pe ger, justiție, 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 justiție. Unde suntem la atâția ani după ordonanța 13. Vreți? Cred că știți cu toți unde ne aflăm. Adică paradoxul este că oamenii pe care noi am dorit să-i apărăm, nu doreau să fie apărați. Pentru că valorile erau în mintea noastră și nu erau în mintea lor. Asta este tragedia. Partidele politice pe care le evocați apar de fapt ca expresia acestei dezamăgiri profunde. Iar dezamăgirea profundă, ca în cazul germanului Hitler, este terenul ideal pentru politicile mesianice. Mesianismul pe asta se bazează. Și nu uitați! Niciun partid nu cred că trebuie să cuprindă în denumirea sa verbul a salva. Eu nu am fost niciodată sedus de asemenea partide. A salva. Să salvăm ce? Rolul guvernării este de a salva? A, de ne-a salvat pe, pe noi de stat. A, da, asta da. Dar să salveze ce? Iertați-mă, ce să salveze? Nu, salvaționism este ceva înspăimântător. chiar și în formele mai uh, blânde politic. Uitați-vă numai la această ideologie năstrușnică a uh, ecologismului radical care este de fapt o nouă religie politică. Oamenii în loc să se închine la o religie revelată, se închină la Greta Thunberg. Asta este dacă mintea lor atât a produs, de Greta Thunberg să aibă parte. Alții sunt suveraniști, că am înțeles că așa se numesc acum noi noștri clevetici ultrademagogul. Sunt suveraniști. O altă pervertire, pentru că iertați-mă, nu cumva suveranitatea este un lucru excepțional de important. Și dacă nu le explicăm compatrioților noștri, ei vor crede că doar suveranismul le apără suveranitatea. Nu cumva pentru că nu înțeleg că suveranitatea înseamnă exercitarea liberă a votului. Înseamnă controlul asupra autorităților. Înseamnă separația și echilibrul puterilor în stat. Nu suveranism, pentru că suveranismul a devenit de fapt exact opusul suveranității. Dar este deosebit de dificil să ai un dialog. Pentru că astăzi trăim într-o epocă în care răgetul este singura formă de comunicare. Este o problemă reală. Și nelinștitoare și să știți că de la mine nu puteți afla răspunsuri, fiindcă eu nu sunt om politic, nu intenționez să intru în politică, nu dau lecții nimănui. Repet, lecții, pota, da cei care au suferit și suferind au învățat ceva. Foarte mult. Domnule profesor, din partea domnului rector și din partea. Conducerea Universității, care este printre noi, vă oferim o diplomă de excelență cu ocazia conferinței și a prezenței domniei voastre aici. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă vom anunța la timpul potrivit următoarea prelegere din cadrul conferințelor Grigore Tepopa. Mulțumim și o după amiază plăcută. Și mulțumim, domnule profesor.